أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تميل بخير. آمين آمين آمين. يعنيك سعب olsun بابي سعب olsun أجاني سعب olsun باباني سعب olsun أبابي سعب olsun herkes سعب olsun. Sofia tá tendo medinha. Amém. Sunt o veșnic navetistă, între Mangalia și Constanța, între teatru și spital, între tătari și români. M-am născut în Constanța, am locuit în Mangalia, am două profesii, sunt actriță și asistent medical. Sunt cetățean român de naționalitate tătară. Religia musulmană este o religie a iubirii aproapelui, a blândeții de miel. Provin dintr-o familie pentru care identitatea contează. Politicienii nu ne reprezintă și nu vin în ajutorul comunității tătare. De minoritari e nevoie oricând în campaniile electorale. Apoi se uită promisiunile făcute. În acest moment nu suntem reprezentați în Parlament, dar asta e din vina noastră, a tătarilor. Candidații fie nu au primit aprobarea judecătoriei, fie nu au făcut alianțe cu cei cu care și-au propus. De la guvern am fi primit 1 milion de euro pentru comunitate dacă am fi avut reprezentant în Parlament. Acești bani ar fi ajutat enorm minoritatea mea în a-și organiza festivaluri, evenimente și diverse întâlniri tradiționale. Din cauza unor rivalități, toată lumea a avut de pierdut. Mă numesc Turkian Gyuzin Nasurla și sunt singura femeie tătăroaică din Constanța care e actriță. Femeia tătar musulman poate intra în jamie de 5 ori pe an, când sunt candiluri, și în toată luna postului Ramadanului. Într-una din serile sfinte se spune că s-a revelat Coranul profetului Mohamed de către Arhanghelul Gabriel. Coranul se citește în limba arabă. În familia mea sunt femei care fac asta. Vinerea e zi sfântă. Atunci se strâng femeile în diverse case și citesc din Coran. Religia impune niște obiceiuri cu privire la aranjarea casei în care locuiești. De exemplu, Coranul se așează către răsărit și nu mai jos de nivelul umărului. Soțul meu este tătar, ca și mine. M-am măritat la 39 de ani. Un coleg de breaslă, Elias Ferkin, mi-a făcut cunoștință cu actualul soț. Jucam într-un spectacol unde făceam un număr de striptease. Așa m-a cunoscut actualul soț, Sezgin. Presiunea socială a măritișului există. Și am resimțit-o. Statutul de femeie măritată în societatea românească îți dă credibilitate și respect. Sunt femei care se simt vulnerabile, slabe, singure și simt nevoia cuiva lângă ele. Sunt femei care simt că prin casă, căsătorie, cămin, copil au stabilitate în viață. Sunt femei care vor să parvină prin măritiș și femei care vor doar să-și unească averile. La tătari se resimte și mai puternic această presiune socială asupra femeii nemăritate. În tinerețea mea, posibilitatea de a cunoaște tineri musulmani era să mergi la nunțile neamurilor. Când am ajuns la 30 de ani, rudele au început să o terorizeze pe mama că de ce sunt nemăritată. Asta chiar dacă eram o femeie independentă cu două profesii în Constanța. Totuși, cel mai fericit moment din viața mea este cel de la 39 de ani, când m-am căsătorit. Eram slabă, frumoasă și cu sânii mari. La tătar nunta e altfel. Vineri, la fata acasă, e cununia religioasă. El nu e prezent. Fata stă în camera ei înconjurată numai de femei. La casa fetei vine hogea, însoțit de un alai de bărbați din partea soțului. Un bărbat din alai este desemnat ca fiind nașul tău de nuntă. Hogea te întreabă de 3 ori dacă vrei să-l iei de soț pe alesul tău. La primele 2 întrebări nu răspunzi, dar a 3-a oară spui da. Atunci se cheamă că soțul te-a luat.
dar fără ca el să fie de față. Locuim la intrare în Constanța, în cartierul kilometrul 5. Am născut la 40 de ani și am devenit un om ipohondru. Imediat după ce am născut, am avut 2-3 ani în care ajungeam regulat la spital ca pacient, la urgență, să mă investighez. Nu e bine că știu și că am văzut atât de multe în spital. Sunt foarte mulți oameni bolnavi, foarte mulți tineri bolnavi și sunt șocată să văd cât de rapid evoluează boala la tineri. Sunt cancere multe, cu evoluții fulminante. Este boală peste tot în jurul nostru. Am trăit momente puternice în spital. Prin 2000, în urma unui Liberty Parade, au ajuns la urgență mulți tineri care nu aveau acte la ei. Am fost nevoit să-i trecem necunoscut în registru și le dădeam un număr. Apoi, ca în lagărele de exterminare, le treceam numărul pe frunte cu markerul, ca să știm ce tratament le-am dat fiecăruia în parte. La 18 ani am făcut primul gest de voluntariat din viața mea. Atunci am avut grijă de copii bolnavi de TBC, iar între 2004 și 2005 am lucrat cu copiii liceului Ion Bănescu din Mangalia și am făcut un spectacol de teatru cu mesaj antidrog. Copiii au obținut locul întâi pe județ. Mi-ar plăcea să predau actoria pentru comunitatea de tătari din care fac parte și să trăiesc numai din teatru. Eu lucrez la spital, dar m-am vindecat la teatru. Nu știam că viața de actor presupune atâta muncă și atâta disciplină. Din teatru am învățat că trebuie să-l accepți pe celălalt așa cum este. Teatrul macină, descoperi, forezi, consumă, îmbolnăvește, îmbătrânește. Constanța e forțat veselă. E un amalgam de stiluri. Prima amintire pe care o am e de la grădiniță. Mama m-a dat la grădiniță de frică. Nu vorbeam limba română, vorbeam numai tătărește. O lună de zile când venea să mă ia, mama mă găsea sub masă, îmi era frică de toată lumea. Nu înțelegeam ce vorbesc colegii mei în limba română. Tinerețea și adolescența am fost complexată că sunt urâtă. Mereu am crezut despre mine că sunt un copil prost îmbrăcat. Îmi amintesc blugii piramid kaki și pe cei vampum. Am stat într-un cămin mixt de fete băieți și am văzut unde pot duce relațiile necontrolate dintre băiat și fată. Ele se aruncau de la etaj, beau, luau pastile, încercau să-și recapete virginitatea prin himenoplastie. Mi-am făcut o părere ciudată și urâtă despre dragoste. Nu erau prea multe tentații în vremea copilăriei mele. Eram un copil silitor. Aveam părinți buni, dar austeri. Nu primeam cadouri. Primeam doar cărți. Am fost la cules de piersici și de nectarine. Cu banii câștigați ne cumpăram cele necesare pentru școală. Pantofi, ghete, geci, rechizite. La televizor mă uitam la Linia Maritimă Onedin și la Poldar. Erau seriale englezești. Programele de revelion îmi plăceau la nebunie. Pe vremea lui Ceaușescu eu aveam WC-ul turcesc acasă. Mergeam pe litoral, intram în hoteluri și îmi plăcea să mă uit la faianța albă și la toaletele de care mă minunam. Nemțoaicele erau îmbrăcate foarte diferit de româncele care nu ieșau din poșeta și sacoșa de un leu. Româncele lucrau pe post de cameriste sau recepționere. Aveau uniformă, cămașa albă, fustă neagră. Plecau cu sandale, dar aveau și șlapi în plasă. Șosete albe, papion sau cravată. Nemțoaicele erau cu pantaloni scurți și erau foarte albe. Nu știu câtă plajă făceau, că erau foarte albe. Miroseau a nivea nemțesc, nivea original, miroseau a curat. Le vedeam și pe plajă, se dădeau, se ungeau. Eu nu știam cu ce. Erau albe și lucioase. Mergeau ziua și seara cu ochelari de soare la ochi, foarte relaxate și beau bere. Rusoaicele erau foarte vorbărețe. Ele veneau cu marfă de vânzare. Pe nemții îi asociez cu guma de mestecat Wrigley Spearmint, cu tic-tac, cu crema Nivea, iar pe ruși cu piața Gorbaciov. Piața unde veneau rușii cu marfă de vânzare. Haine, termoplonjoare, chestii electrice mici. Urcii veneau la rude. Și era o filieră creată prin care aflai unde a venit turcul și ce a adus de vânzare. De obicei baticuri, bluze, gumă de mestecat Bibip și Tipitip, dar mai ales faimosul lanț de aur Bob de Orez. Pe mine m-a ajutat să trăiesc într-o zonă a țării cu atât de multe etnii. M-a învățat exercițiul toleranței. Toleranța este iubire. Pot să-l respect pe cel diferit de mine. Nu sunt indulgentă, supusă sau nepăsătoare. Încerc să-mi șlefuiesc rațiunea și impulsul primitiv. Cred că toleranța este un exercițiu al meu cu mine. Mi-e frică de intoleranță pentru că ea duce la fanatism. Nu poți să fii tolerant cu ceilalți când ești orbit de orgoliu.
Încerc să-i respect pe ceilalți, să învăț de la ei, să înlătur etichetele și să valorific diferențele. Pe mine diferențele mă îmbogățesc, îmi fac viața mai colorată și mai multă. Și mai cred că toleranța nu e un semn de slăbiciune, e un semn de putere. Da, sunt actriță și asistentă, tătăroaică și româncă. Nu jignesc, îmi spun părerea. Nu mint, sunt un om vertical. M-ar ajuta să fiu un om mai diplomat. Uneori par îngânfată, infatuată. Pot ierta răul. Și regret că atunci când eram copil, nu am făcut poza aia la minut cu maimuța pe malul mării. Nu dați banii pe prostii, faceți poze la copii.